Hai să te dăi, dar să te stai pe inclusiv, apoi Evrei, capitolul 11, versetul 4. Geneza, pagina 1004, capitolul 4, versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a zis Domnului în jertfă de mâncare, prin oameni Domnul în grup. Abel a dus și el o jertfă de mâncare, a fost în urmă scutea de Domnul în grup și de Dumnezeu. Domnul a primit o plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a nimic cu plăcere. Cain s-a mâneat foarte tare și i s-a pus la lui casa. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce tu s-a temeneat și pentru ce tu s-a văzut de fața, nu-i așa? Dacă faci bine, nu-i bunit, dar dacă faci rău, păcatul gândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar totul este frumos. Evrei, capitolul 11, versetul 4. Prin credință a adus Tatăl lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea, căpătat el mărturia că este neprihănit, că și Dumnezeu a primit darurile lui. Prin ea vorbește el încă, nu ca că este mort. Amin. Amin. Să rugăm Domnului. Mulțumim Domnului pentru darul său de înaintea lui și doresc a lor să ne ia putere să ascultăm și să împlinim tot ceea ce Domnul ne vorbește. Domnul se ocupă de noi. Dacă ați observat, Domnul se ocupă de noi, de problemele noastre, de stările noastre, de lipsurile noastre, lucrează la desăvârșirea noastră, la corectarea noastră în punctele care le avem deficitare. De aceea doresc ca Domnul să ne țină trezi pe fiecare, și fiecare să se verifice ceea ce ne lipsește. Eu am observat de câteva luni de zile sau poate de jumătate de ani întoarci, Dumnezeu se ocupă de noi în multe puncte și probleme în care suntem deficitari. Scopul de a ne îndrepta, de a ne conecta, de a fi plăcut Domnului și în felul acesta Domnul să poată să lucreze cu noi, să lucreze în mijlocul nostru, să aducă sufletele la mântuire și să fim pentru slava și gloria Lui, pentru slava Domnului, slava pentru Domnul. Atunci când Domnul va veni să aibă un popor care să iasă în întâmpinare și care să fie cu El pentru totdeauna și Domnul, să ne ajute să ne punem la inimă lucrul acesta. Astăzi, cuvântul Domnului vorbește despre jertfă, despre închinare, sau obiectând mai multe moduri despre slujire, la mai multe feluri, despre atitudinea slujirii și multe lucruri care Domnul ne-a vorbit. Astăzi vreau să se vorbească și cred că Domnul ne-a pus în inimă cuvântul acesta, este nevoie de a ne uita cuvântul lui Dumnezeu și a aduce lui Dumnezeu o închinare plăcută lui Dumnezeu, care Dumnezeu să privească spre noi cu plăcere. Și cuvântul Domnului spune și Moise spunea, Dumnezeu se îndură de cine îi place. Domnul să se îndure de noi și îndurarea Lui să țină pentru noi în viață, așa cum spune cuvântul Domnului. Vreau câteva lucruri din cuvântul acesta. Spune aici în versetul 4 din Evrei, capitolul 11. Și prin credință a dus Avel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Am citit și despre cei doi cum au adus jertfă înaintea lui Dumnezeu și am vrea să ne cercetăm și să ne punem pe inimă sau să învățăm, dacă nu a făcut unele lucruri, am scăpat din vedere, despre felul nostru de a ne închina Domnului, jertfa noastră, care aducem înaintea Domnului, și care aducem jertfe înaintea Domnului, mai aducem ca învechime, de oi, de animale, dar aducem jertfe Domnului și noi astăzi. Și am să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu, să arăt din Cuvântul lui Dumnezeu că și noi astăzi aducem jertfe și Domnul ne cere să aducem jertfe și astăzi. Și în felul acesta să ne închinăm înaintea Domnului. Cei care erau în vechime și aduceau jertfe Domnului, să și
închinau Domnului, când aduceau jertfă, sau mergeau Domnului să se închine, și aduceau jertfă Domnului atunci când se închinau. Avem multe exemple, n-am să citesc în toate, am să citesc mai despre Adam, când s-a dus să aducă jertfă Domnului, i-a spus Domnul să aducă, dar Adam spune acolo, să aducă o sare care era cu el, când s-a despărțit de el, și am versul 5 din capitolul 22, și Adam a zis cu ceva sare în Domnului, să ești mai bază, eu și băiatul meu îl duci până acolo să ne închidăm, și apoi ne vom întoarce la voi. Dar mai în sus, Domnul cerea să aducă o jertfă, pe fiul său care se întâlnă pe Isaac, pe fiul său pe care îl iubește, specificat acolo. De aceea doresc ca Domnul să ne ajute. Noi suntem la închinare, ne venim la închinare înaintea Domnului. Chiar venim și aici, săptămâna alta, ne închinăm și la acasă și înaintea Domnului. Domnul contează cum înaintea Domnului, contează cum venim înaintea Lui, cum ne închinăm înaintea Lui și ce jertfe aducem înaintea Lui. În funcție de aceasta Dumnezeu le primește sau le respinge. În funcție de aceasta Dumnezeu mărturisește despre noi. Da, îmi place despre El, îmi place că m-a adus jertfă bună, o primesc înaintea mea sau nu o primesc, nu-mi place de El și Domnul să ne ajute să ne cercetăm privința de asta. Spune cuvântul Domnului că jertfa Abel vorbește prin jertfa lui. Spune aici, prin ea a căutat El mărturia că este neprihănit, adică plăcut lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a primit darul lui și prin ea vorbește El lucrurile, măcar că este mort. Ce ne vorbește astăzi jertfa lui Abel nouă? Cuvântul Domnului spune că prin ea ne vorbește El încă astăzi. Înseamnă că primul jertfa lui a fost în numele Domnului, jertfa lui a fost o jertfă ca o mărturie pentru toate generațiile care vor fi după El, pentru toată omenirea, despre modul cum să te închini lui Dumnezeu plăcut Lui, ca Domnul să primească jertfa ta, să primească slujirea noastră, să primească închinarea noastră și Domnul să ne ajute la aceasta. Cuvântul Domnului spune că Abel a dus jertfă lui Dumnezeu, o jertfă bună. Ca să aduci o jertfă bună lui Dumnezeu, o jertfă primită de Domnul, în primul rând trebuie să știi cine este cel care aduce jertfa. Am citit aici, am citit în Psalmul 115 despre Dumnezeu, ce este El în raport cu idolii neamurilor, idolii făcuți de mâini omenești. Și cuvântul spune aici, Dumnezeu nostru este sincer, El face tot ce vrea. Și spune în continuare, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Și în alte psalmuri, cuvântul Domnului spune și arată cine este Dumnezeu. Dumnezeul nostru este în cer. El este mai presus de toți Dumnezeii. Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel adevărat. Și mai mult decât atâta, cuvântul Domnului spune în Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu etern care există, fără să fie slujit de mâini omenești sau ajutat de cineva, spunea Apostolul Pavel, este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, slăvit să fie Domnul. Amin. Lucrul acesta trebuie la știut Abel, ceea ce face pe om să știe cine este Dumnezeu, este credința pe care o are. Credința aceasta te face să știi cine este Dumnezeu, este Dumnezeu, mai presus de orice. Nu e așa când mergem la cineva să sau vorbim despre cineva, întreb cine este El, știi cine este El? Un împărat sau un președinte sau ceva. Când auzi ce este El, înseamnă că în funcție de aceasta știi cum să te comporți. Dacă Domnul este Dumnezeu, Dumnezeul Dumnezeilor, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cel viu, cel atotputernic, vă dați seama ce atitudine ne trebuie să avem despre sau față de Dumnezeu și Domnul să ne ajute să avem gândul acesta.
Apoi altceva, alt lucru important. Cine este El pentru mine? Știu că Domnul este Dumnezeu și îmi mai întreb oamenii din jur, Dumnezeu. Da, dar pentru tine, cine este Domnul? Ca Dumnezeu pentru tine? Cuvântul Domnului spune într-un loc, și pentru că este Domnul tău, ca și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale, fiindcă este Domnul tău. Deci dacă Domnul sau Dumnezeu este și Domnul meu, înseamnă că trebuie să aduc închinare. Înseamnă că este Domnul meu. Și pentru cei care încă nu l-au primit pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor al lor personal, este ziua de astăzi, momentul ca să-L primească pe El ca Domn și Mântuitor al lor personal. Prin aceasta, dacă știm încă din Romani capitolul 10, acolo cuvântul Domnului spune că în credința din inimă se capătă, ca să zicesc, Romani capitolul 10. Capitolul 10. Pe când iată cum versul 6 vorbește nebicăria pe care îl dă credința. Să nu zici inima ca cine este ca să-i încerc să covar din pregresor din cer, să fie și la bucurina de ca să scoare din pregresor din mor. Ce zice aici? Cuvântul este aproape de tine, gura ta și inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care propovăduim noi. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta pe Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, că și din credință în inimă se capătă neprihănirea și că mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Slăviți să fie mâne Domnului și după cum zice Scriptura, cine crede în El nu va fi dat de rușine, în adevăr nu este nicio deosebire între Iudeu și Grec, Hristos, au același Domn care este curat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă să vii să te rămână. Deci să știi că El este și Domnul tău. Pentru noi este Domnul nostru. De aceea merită să aducem închinare. Și nu și cum, ci o închinare pe măsura acestui Domn. Este Domnul vieții noastre. A fi Hristos Domnul înseamnă a sluji pe El, a asculta de El, tot ce zice El face, să facem. Tot ce ne poruncește El să ascultăm și să facem, Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă ne uităm la Abraham, cine era Dumnezeu pentru Abraham, era și Domnul lui, adică stăpânul lui. Și a spus Dumnezeu să facă, a și făcut exact în tocmai. De aceea Dumnezeu l-a probat, probabil l-a pus la încercare, să vadă este El ascultător de El și să vadă dacă Domnul este cu adevărat Domnul și stăpânul vieții lui. Și Abraham a reușit examenul acesta și Dumnezeu l-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Deci cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu pentru noi și în felul acesta, dacă știm aceste lucruri, putem să aducem lui Dumnezeu, ne dăm ținința. Dacă vrem și acceptăm aceasta, să aducem Domnului jertfă plăcută lui, o jertfă care să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Ce mai vorbește jertfa lui Abel? Despre ce ne mai vorbește ea? Care a fost diferența între jertfa lui Abel și jertfa lui Cain? Deci a fost plăcută că au primită jertfa lui Abel și a lui Cain nu. În versetul care am citit aici din Genesa capitolul 4, Cuvântul Domnului spune despre fiecare cum sau din ce a adus jertfă fiecare. Din ce a adus jertfă și cum a adus jertfă fiecare. Despre care spune că a adus Domnului o jertfă din mâncare pe la de Domnului. Nu știu, nu-i deosebit. O jertfă din mâncare, poate sumar, spune aici, o jertfă de mâncare. Dar când e vorba despre Abel, Abel a dus el o jertfă de mâncare și acum a spune specifică, vin, oile întâi născute ale urmei lui și din grăsimea lor.
Abel a dus Domnului o jertfă, dar trimităm mai încolo, cum spune Domnul, și începe legea jertfelor, legea jertfelor cerea să fie adus o jertfă din ce este mai bun, din grăsimea, din cea mai bun și din întâlnire sucia, din întâlnire sucia, din animalul respectiv și adus înaintea Domnului. Și Abel, fără să fie dată legea aceasta de Dumnezeu, înainte de aceasta, a adus o jertfă corectă înaintea lui Dumnezeu. Cel a determinat să ducă aceasta, să facă această lege, a fost o bară să spune, prin credință a adus Abel o jertfă mai bună, credința pe care a avut el. Dar credința pe care a avut-o el s-a dovedit că a fost o credință curată înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, spune cuvântul Domnului, Domnul a privit spre Abel și apoi spre jertfa lui. A privit spre Cain și spre jertfa lui. În primul rând, Domnul se uită la cine sau cum a dus jertfa înaintea Domnului, cum vine la închinare înaintea Domnului, cu ce gând, cu ce dorință, cu ce scop vine înaintea lui. Și putea să ne oprim aici, cu ce gând a dus Domnul la jertfa. Cu gândul de, cu gând sincer, cu gând de a divina Domnului și aici să putem să venim la noi la vremea aceasta de astăzi, cu ce gând venim la înaintea Domnului, la închinare, cu ce gând, cu gândul de a sluji pe Domnul, cu gândul de a lucra pe Domnul, cu gândul de a ne întâlni cu Domnul sau cu alte gânduri. Domnul să ne ajute să ne cercetăm. Gândurile pe care le avem noi, cu ce gând venim înaintea Domnului, Domnul vede și cunoaște și apreciază lucrul acesta, dacă este bun sau venim cu scopuri, cu alte gânduri, venim plictisiți sau din obișnuință, Domnul să ne ajute să venim cu gânduri curate, plăcute înaintea Domnului. Apoi cu ce scop venim înaintea Domnului? Să ascultăm ce ne spune Domnul, să venim să vedem cum este la biserică, ne place sau nu ne place, cum este slujba, cum se cântă, cum se predică și atâtea. Aici avem multe de corectat, pentru că face diferență mult. A cânta bine, n-a cânta bine, a predica bine, n-a predica bine, îmi place, nu îmi plăcut cum a predicat sau cum a cântat sau cum a fost slujba. Domnul să ne ajute să venim cu gândul sincere, cu gândul și cu dorința, venim aici și cu gândul de a asculta pe Domnul, ce ne spune Domnul și Apostolul și omului Dumnezeu, spunea, stăm aici înaintea ta. Interesant, cum au venit și din casa lui Corbin, vreau să citesc aici, este aici un cuvânt și un verset foarte important, despre cum au venit cei din casa lui Cornel, cum au stat înainte Domnului și niște oameni care nu cunoșteau pe Domnul, nu erau întâlniți cu Domnul și nu au auzit pe bine un om al lui Dumnezeu și Dumnezeu acela a spus lor și a venit aici și spune aici. Versul 33 din fapte 10. Am trimis îndată la tine și mi-ai făcut pe venit acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm toți ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Și când am venit, o să ai inimă, o să ai părință, înaintea cu inimă, în Dumnezeu care vede totul, știe totul, cunoaște totul, în Dumnezeu care este Sfânt, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui cu inima deschisă, să asculte, să împlinească, să vadă cine a poruncit Domnul să le spună. Și când au auzit ce le-a spus Domnul, ce le spune Domnul prin vecul, au și crezut îndată și Duhul Sfânt a coborât pe tine. Slăviți să fie Domnul, dacă Domnul răsplătește și e așa de plăcut Domnului să vii înaintea Domnului cu dorință sfântă, curată înaintea Domnului, să vii înaintea Domnului să aștepți să spună Domnul ceva și Domnul nu rămâne dator nimănui. Domnul, dacă vin dorința aceasta, îți răspunde și spune ce ai de făcut și numai să fii gata de a asculta și de împlinit. Domnul să ne ajute la aceasta. Cu ce atitudine vine înaintea Domnului, contează la fel. Atitudine
îmbată sau aici, ce ține Dumnezeu, eu sunt cu greu mare, sau vii cu atitudine smerită înaintea Domnului, Doamne, cum orientă cerții aici, să dăm înaintea Dumnezeu ca să ascultăm, tot ține ca spune Domnul. Domnul să ne ajute să fim cu inima smerită înaintea Domnului și Domnul ne se certa de neva, da, har. Să fie har la adunare, trebuie să fim cu inima smerită înaintea Domnului și Domnul ne se cer care ne va umple de orice har, să fie să fie Domnul. Și diferența a fost că Abel a dus Domnul și a fost mai bun din ce a avut el. Și a fost mai bun și prima, prin născuț, nu a fost ultima mielușa care s-a născut de la urmare ca cel de întâi născut. Domnul de întâi născut care dure niște grăsimea lor și a fost mai bun și mai frumos pentru Domnul. Și Domnul apreciază lucrul acesta. Dar vezi, știu un cuvânt cu Domnul, pe când mai ai, acolo spune că Domnul nu trage poporului Israel de pe mine, că Domnul cu voi, cu animale care aveau defecte, au adorat și au adorat și care nu mai se trebuia, nu aș fi ajungea Domnul. Domnul era un mâinos fie, cum era așa, vezi, cum aduce cu mine. De aceea am spus că dacă îl cinstești pe Domnul și știi cine e Domnul, nu vine înaintea Domnului cu un lucru slab, cu cel mai slab lucru, cu un lucru stricat sau cu un lucru defect, ci vine înaintea Domnului cu ce este mai bun. Să fii să fie Domnul. Dacă înainte unui om și unui împărat când îi aduci ceva, un cadou, și știi două motive pe care se cataloghează, îi aduci cineva, în primul rând cine este el, este un brat sau un nume care îl are, te duci, normal, te duci un dar pe măsură, cel mai bun. Și mai este un lucru, după cât îl iubești. Dacă e cineva ți drag sau copiat sau lene, din dragoste, pentru numele lui, pentru cine este el neapărat, deci pentru că îl iubești, la soț sau soție, faci un cadou din dragoste și de aici e mai bun. Domnul să ne ajute, deci ei se vede slujirea noastră, cine este Dumnezeu, cât prețuiește Dumnezeu pentru noi și cât de mult iubim noi pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta, să ducem în o chinare plăcută lui Dumnezeu. Apoi mai sunt două motive pentru care să aducem jertfe Domnului. Spune cuvântul Domnului în capitolul 12, vândeta fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, să duceți lucrurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, așteptată la tine în partea voastră, slujba duhovnicească. Pentru că Domnul să îndure de noi, s-a îndurat de noi, ne-a mântuit, sau putem să spunem o răsplată noastră față de Domnul și cum să dăm Domnului, Domnul are de toate. Dacă o recunoștință noastră pentru ce a făcut Domnul pentru noi, ne iarnă cuvântul să aducem lucrurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Să slujim Domnului această slujbă domnicească, cu post, cu rugăciune, cu laudă a puterilor noastre, să ne închinăm înaintea Domnului, îmbrăcați în jos, cu toate sinte, cu smerenie, cu dragoste, cu bunătate, cu îndelungă răbdare. Domnul să ne ajute la aceasta, să aducem Domnului jertfa noastră, trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și mai este un motiv, Evrei capitolul 12, spune acolo, ultimul verset, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie, cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. A închinat Domnului și a slujit Domnului de multe ori sau este necesar alături de celelalte lucruri cu închinare plăcute și cu frică, cu frică. Slujiți Domnului ca amândoi, slujiți Domnului cu frică,
Închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Ce înseamnă cu evlavie? Evlavie înseamnă să faci totul după porunca Domnului, ascultător în totul de Domnul. Unde poruncește Domnul? Să nu ieși în teapaz de la poruncile Domnului, de la legile Domnului. Când spune că Domnul este cineva că era unul acesta, era evlavios, cu cea o viață evlavioasă, umbla înaintea Domnului și păzea totul, cuvântul Domnului, poruncile Domnului, legile Domnului. Să ne aducem înaintea Domnului combinare plăcută cu evlavie și cu frică. Avem dovezi în cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii care n-au slujit Domnului, sau ne-au închinat Domnului, n-au făcut slujba lui Dumnezeu cu frică, sau ce trebuie așa de capul lor, de mândreală, cum se spune. Cei doi preoți, fii al lui Aron, cei mai mari, au pus foc străin, vedem că Domnul a nimicit pe lor. Mai avem și alte cazuri, când de fiul lui Eli, la fel, slujea Domnului, slujea Domnului zece, fără nicio frică, fără... Și ce s-a întâmplat cu ei? A rămas, Domnul a nimicit, a pedepsit. Domnul să ne ajute să aducem Domnul închinarea noastră cu evlavie, cu frică, închinăm Domnului cu frică, slujim Domnului cu frică. Domnul să ne ajute să fim, să avem frica aceasta de Domnul. Domnul este și un promisuitor, și Domnul este Sfânt. Domnul să ne ajute să îl slujim Domnului cu frică. Și apoi vreau să vedem ce verse aducem noi Domnului astăzi. Noul Testament, cuvântul Domnului, spune ce jertfe se aduce în Domnul. Domnul nu mai are pretenția de la noi să aducem jertfe de animale. Acestea s-au încheiat. A venit Domnul, El fără cusur pe care a trimis Domnul Dumnezeu pentru noi, ca jertfă de ispășire, Domnul nostru Iisus Hristos, și El a împlinit înaintea Tatălui cerința aceasta pentru păcatul nostru. De aceea slăvim pe Domnul pentru aceasta. Și jertfele pe care ne cere Domnul să le aducem sunt o jertfă de mulțumire. Psalmul 50 spune cuvântul Domnului: cine aduce mulțumire ca jertfă, acela mă prostădește. Ce nu ce legată să plătești, ce mai legată mântuirea lui Dumnezeu. Așa că nu știu de spune. Nu pentru că cele mele sunt eu cu mult spăță, dacă mi-a și fomul să spune, că mea este Dumnezeu tot ce spune, dar mănâncă carnea, taură, obiau, Dumnezeu, de țapelor. Nu. Spune aici, aducă jertfă lui Dumnezeu, mulțumire și împlinește dorință făcute celui prea înalt. Și aduce o mulțumire ca jertfă, acela mă prostădește, slăviță pe Domnul. Domnul ne cere să aducem jertfe de mulțumire astăzi poporului Său, pentru ceea ce este El, pentru ceea ce a făcut El pentru noi, pentru ceea ce ne dă, pentru ceea ce ne pregătește, ne-a pregătit, slăviță pe numele Domnului. Avem atâtea motive pentru care să aducem Domnului jertfe de mulțumire și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi Domnul ne cere să aducem jertfe. Nu mai poți să aducem jertfe pentru păcat. A adus-o Domnul Iisus pentru totdeauna. Dar ce se întâmplă dacă noi mai greșim sau mai păcătuim? Spune aici, în cuvântul Domnului și David spune: dacă ai făcut jertfe, ți-aș fi adus. Psalmul 51, 116. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeu ne plăti să trezești o inimă zdrobită și mâhnită. Cuvântul Domnului spune: dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ierte, să ne îmbrățească de orice bine. Venim înaintea Domnului și cerem iertare. Să ne pocăim, să ne smerim înaintea Domnului când am greșit, când am făcut ceva. Dar cum venim înaintea Domnului? Cu inima zdrobită. Este ca o jertfă care a dus înaintea Domnului. Că a plăcut la părere de rău. Cu o inima zdrobită și împrăznită pentru păcatul. Cu o inima întristată pentru păcatul, pentru ce s-a făcut înaintea Domnului. Și Domnul este cel care de felul acesta primește jertfa aceasta înaintea Lui. Și ne
se dure de noi, Signore, ca eu am să mă acesta, nu știu, nu cred că grație Domnului, pe inimă, Doamne, am văzut așa, că atât, este prea ușor, dar în loc nu ne pasă de ce am făcut. Este superficial lucrul acesta, dar dacă vin cu inimă zdrobită și avem exemplul Adamului, cât s-a fi dat pentru păcatul lui, cât s-a rugat înaintea Domnului și tot felul de lucruri a făcut și a stat înaintea Domnului cu o sucăință, cu smerenie. Domnul a fost cel care a primit smerenia lui și jertfa lui și l-a iertat să visă pe Domnul, a pus ea lansarea înainte. Domnul să ne ajute să venim înaintea Domnului cu jertfe, cu felul acesta, o inimă zdrobită, o inimă primită, sunt plăcute înaintea Domnului. Apoi mai există jertfe, spune aici în Evrei, capitolul 13, spune cuvântul Domnului, cele jertfe mai fac Domnului, prin El, adică prin 13, prin El, adică, să aducem totdeauna în Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mă împlisesc numele Lui, laudă spre slava Lui Dumnezeu, lăudăm pe Domnul și aici contează cum îl lăudăm, cum venim cu jertfa aceasta de laudă spre slava Lui, foarte puțin vin astăzi să se închină înaintea Domnului cu laudă spre slava Domnului. Și caută slava lor, au cântat, au făcut ceva, Domnul să ne vedească de lucrurile acestea, să venim înaintea Domnului cu laude, cu mulțumire, să ne arătăm mulțumitori, din a primit o împărăție, să ne arătăm mulțumitori, cu mulțumire în inima noastră și cu laude pentru ceea ce a făcut Domnul pentru noi și pentru ce merită Domnul să fie lăudat. Și apoi continuare, și să nu dați uitării, binefacerea și dărnicia, căci Dumnezeu jertfe ca acestea lui la Domnul să ne ajute la această binefacere noastră, dărnicile noastre, îi plac Domnului să ne dau o jertfă înaintea Domnului, plăcută și primită dacă o facem după modelul lui Abel, din cei mai buni, din primele roade, din ce este mai bun și avem cel mai bun gândul care este pentru Domnul, pentru Dumnezeu care merită tot ce avem cel mai bun să-i dăm Lui. Dinarea noastră, laudă noastră, slujirea noastră, mulțumirea noastră și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze la aceasta. Încheie aici, dorind ca Domnul să ne ajute, să nu fim ca și Cain. Cain, ce jertfă a dus el, eu cred, el n-a adus din sus, din ce a fost mai bun, a adus Domnului jertfă așa, normal, e cu obținație bun, că e Domnul, că e Dumnezeu, că merită cel mai bun, și așa că în tine, normal, obișnuit, orice a fost mai slab, dar contează că în urma jertfei Dumnezeu răsplătește pe fiecare. Pe Abel, cred că Abel a fost cu inima mulțumită, a făcut pace în inima și a făcut bucurie și Cain, n-a avut lucrurile acestea. Spune acolo cuvântul Domnului, când Domnul a cercetat jertfa fiecăruia și a dat verdictul, pe aceasta a primit-o, pe oaia Abel a primit-o, pe oaia Cain nu, Cain s-a mâniat și s-a mâniat foarte tare, spune și cuvântul Domnului. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a fost omorât față. Domnul a cercetat sufletul și a spus, ai grijă că starea ta nu este bună. În loc să se corecteze, în loc să îi ceară Domnului iertare pentru ce a făcut și să îl întrebe pe Domnul, cum s-a dus și jertfă, sau o fi văzut și la Abel cum a dus jertfă, nu știu cum zice oamenii, nu s-o prins, nu văzut că din ce a dus Abel și din lauda aceasta a fost primită înaintea lui și Cain s-a părut să o mă dăvață și a venit și a loc gândului rău, să se răzbune pe Abel, care nu a fost de vină nimic, n-a fost de vină nimic, Domnul a hotărât jertfa cui, a cui a primit-o și Domnul să ne ajute să, când nu suntem plăcuți Domnului, avem vederi sucite, greșite, pentru că suntem sub influența
cărșmașul, dacă citim înainte la păcat, cum se plinește, caută și dorința lui se ține după ce te-a putut să-l stăpânești. Și vedem că n-a putut să facă procesa, s-a mâniat, s-a posomorât și a și răzbunat pe fratele său. Totul a fost greșit din cauza unei atitudini pe care el a avut-o, jertfa pe care a dus-o lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să învățăm de la Abel și de la jertfa lui, că Domnul îi plac jertfele cel mai bun, tot ce avem noi mai bun, să aducem Domnului, să ne închinăm Domnului în felul acesta și Domnul este Cel care ne va primi. Spune acolo, dacă faci bine, bine vei fi primit. Dacă faci rău, păcatul gândește la urmă. Doamne, ajută-ne să facem bine și să slujim pe Tine din toată inima. Amin. Amin.